Nu este persoană care să ajungă în zona cazanelor Dunării și să nu vrea să vadă chipul lui Decebal din Stâncă. Cea mai înaltă sculptură făcută în munte din Europa se regăsește chiar în județul Mehedinți și anual atrage zeci de mii de turiști. Oamenii vin, însă doar cu ajutorul unui ghid turistic pot afla povestea neștiută a acestei opere impresionante. Won't you stay? At least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Chipul lui Decebal, sculptat în Stâncă, în clisura Dunării, figurează într-un top 5 cu cele mai spectaculoase statui din lume. Este amplasat în zona cazanelor, în cea mai impresionantă porțiune a Dunării din tot parcursul ei. Chipul lui Decebal aduce un plus valoare acestei zone, care este în momentul de față unul din cele mai vizitate locuri din România. Sculptura concurează de departe cu statuia Libertății din SUA ca și înălțime și cu sculpturile de pe muntele Rushmore ca timp de lucru și muncă în echipă. Numai puțin de 12 alpiniști conduși de Florin Cotar ce au muncit timp de 10 ani pentru a forma chipul în piatră. Pentru că la locul de muncă nu puteau ajunge decât cu barca, alpiniștii cărau tot ce aveau nevoie în spate. Zona de lucru era pe cât de periculoasă din punct de vedere al înălțimii și reliefului, dar mai ales din cauza viperelor. La această sculptură s-a lucrat între 1994-2004. Timp de 10 ani, 12 sculptori alpiniști au gătat în Chingi, au lucrat la această sculptură. Această sculptură măsoară 55 de metri înălțime cu 25 de metri lățime. Nasul are undeva la 7 metri, iar ochiul 2 metri. Este a 6-a sculptură ca dimensiuni din lume și pe locul întâi în Europa. A fost finanțată din fonduri proprii de cel mai bogat om din România la vremea respectivă, Constantin Iosif Drăgan. Valoarea depășește $1 million. Lucrarea este finalizată în proporție de 65-70%. Sub chip se poate vedea în limba latină Decebalux Rex Dragan Fecit, regele Decebal făcut de Drăgan. S-a lucrat în două schimburi, de primăvara până toamna târziu, în condiții grele, s-a folosit cam 1000 de kilograme de dinamită. Chipul lui Decebal, o operă de artă de mărimi impresionante, este încadrată într-un peisaj de vis. Această sculptură de vreo 3 ani de zile este iluminată ca navele de croazieră străine, indiferent de oră, când ajung pe acel șenal navigabil, această sculptură poate să fie observată. Inclusiv acel viaduc, pe toată distanța lui, în partea dinspre exterior, dinspre șenal, este iluminat în cele trei culori ale noastre, roșu, galben și albastru. Aici, frumusețea naturii a rămas neatinsă de sute de ani, iar munții Carpați întâlnesc Dunărea.